Dragii mei, Constantin Enceanu vă invită în fiecare zi de luni până vineri, cu începere de la ora 7:15, să urmăriți matinalul Fii Antenă. Unde? Pe Antena 3 Vâlcea. Frumoșii mei matinali, trăiește conștient că nu ești inferior nimănui. Însă fii smerit, pentru că nici superior al cuiva nu poți fi ca să trăiești în pace și în liniște cu tine. Doamnelor și domnilor, pentru vremea de astăzi, la Râmnicu Vâlcea vom avea o maximă de 27 de grade. Soarele va fi prezent pe cer în mai toate zonele județului, așa că bucurați-vă de vremea frumoasă și, bineînțeles, de invitata mea de astăzi, o doamnă unică prin puterea de care dă dovadă de a depăși problemele vieții, credincioasă, bună la suflet, iertătoare, o persoană care a ajutat o mulțime de tineri la început de drum, apreciată de fiecare dintre noi în parte, ne mândrim cu ea, nimeni alta decât vâlceanca noastră dragă și iubită, Maria Ghinea. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine te-am găsit și am regăsit pe telespectatorii postului de televiziune Antena 3 Vâlcea. Ce faceți? Cum sunteți? Mă bucur tare mult să fiți prezentă în sfârșit, de când mă tot țin de capul dumneavoastră. Haideți și pe la noi! Sunt tare fericită. Ieri am avut un spectacol la Colonești, în județul Olt, și am venit aseară la mine acasă, în colțul meu de rai, la Olanu, ca să fiu foarte aproape și să nu întârzi, de felul meu fiind un om foarte parolist. Și... Am văzut. Sunteți fericită că au început evenimentele? Ne spuneați pe fericită, mai devreme că ați venit aseară de la un eveniment. Sunt fericită și venind către televiziune auzeam că de la 1 august se vor mai relaxa condițiile. Serios? Da. Și înseamnă că suntem cei mai fericiți. Noi, artiștii, am fost cei mai loviți de pandemia asta și mă uitam aseară că oamenii nu știu să se mai manifeste. Da, povestiți-ne puțin despre evenimentul acesta. A fost în județul Olt, da. În localitatea Colonești, o localitate foarte frumoasă. A fost un public numeros, distanțat. Oamenii, să știți că sunt foarte atenți la detalii și au înțeles cumva să nu se apropie foarte tare. Am și râs pentru că jucau fiecare în colțul lui. Nu voiau să se țină de mână, deci am și zis, Doamne, zic, parcă ați fi certați, nu vreți să vă uniți deloc. Dar totuși, oamenii au ținut cont de tot ceea ce li s-a spus și sunt foarte... neștiutori, nu știu cum să se manifeste. Nu știu să se mai bucure când a venit cam de viață și de momentele acestea unice. Că dacă stăm să ne gândim prin ce am trecut, devin momente unice în viața noastră, fiecare clipă de fericire. Unice și dureroase. Eu de 34 de ani sunt angajata ansamblurilor folclorice. Am plecat din județul Vâlcea, m-am dus la Scornicești și acum stabilită în județul Olt, în Slatina. Și bucuria mea cea mai mare e pe scenă. Bucuria mea cea mai mare e atunci când oamenii sunt veseli și eu le cânt și sunt fericiți. Da, mi-ați mărturisit și dumneavoastră că și eu am avut un eveniment acum vreo 2 săptămâni aproximativ la Govora cu Monica Angel. L-am și urmărit pe Facebook, da. Da. Și a fost o senzație tare ciudată atât pentru mine. Nu a fost atât de numeros publicul. Nu știu cum aș reacționa dacă aș mai prezenta un spectacol de asemenea anvergură. Însă mi-a spus și dumneavoastră că v-ați simțit oarecum ciudat pe scenă? Și emoțiile, Doamne, sunt atât de mari. Oamenii nu știu dacă se mai pot bucura. Deschiderea, aplauzele, exact. Fredonarea piesei, asta contează foarte tare. Pentru un artist, așa este.
Da. Aveți mare dreptate. Și ați simțit acea energie, nu? Am simțit aceea stângăcie de a nu mai ști cum să reacționeze. Și atunci eu așa, eu sunt un om foarte comunicativ și am zis, haideți ca să-mi fie și mie bine aici și să țin că vă bucurați, aplauze pe returnele și voie bună în cântec, deci că doar e sărbătoarea localității, da. Mi-ați dat emoții când voi avea un eveniment să nu aplaude, chiar mi se pare foarte ciudat. Da. Pentru că până la urmă asta este, pe lângă partea financiară oricărui artist, este de fapt dăruirea și comoara aplauzele și dragostea publicului. Asta contează foarte tare. Doamna Maria, mă uit la dumneavoastră și vă știu de atâția ani și sunteți absolut neschimbată, foarte frumoasă, atât pe interior, dar la exterior ce faceți să arătați atât de bine? Îmi păstrez bunătatea, învăț pe cei din jurul meu să ajute, sunt tolerantă, sunt atât de tolerantă și atât de iertătoare și fiecărui om care greșește îi găsesc totuși o motivație. Mă face să plâng și credeți-mă că nu mă emoționează toată lumea. Este foarte important să rămâi om bun. Este foarte important să înțelegi că nu tu ești cel care să până la urmă să condamn sau să mustrezi pe cineva. Dumnezeu are grijă de fiecare. Ce frumos, foarte frumos. Știu că aveți doi băieți, că nici nu mai pot să duc emisiunea până la capăt. Am doi băieți. Și unul dintre ei am fost cu Alex, îl salut. Bineînțeles, vă salut toată familia. Mulțumesc. Și câți nepoți ai? Am doi nepoți. Patrick, să vă trăiască. Patrick Dalu Alex. Da, care va împlini 8 ani în noiembrie. Și Eva Maria, care are un an și două luni. Ea sunt departe, ea e plecată de când avea 3 luni în Anglia. Și sunt marea noastră bucurie cu internetul, că altfel tare greu nu este fără ei. V-ar plăcea așa să stea cu dumneavoastră, să stați cu ei, să stea cu dumneavoastră? Mi-ar plăcea să o am lângă mine, dar fericirea copiilor contează mult mai mult. Ei și-au terminat facultatea, și-au terminat masterul și-au spus, mamă, nu avem cum să rămânem aici, pentru că vezi și tu să pornim de la... Ați văzut că, și sigur ai văzut, că sunt destui colegi care au terminat studii superioare și au un loc de muncă precar. Așa este, aveți mare dreptate și eu am terminat facultate, cursuri, am la diplome, am un colț, parcă și Lorana la fel. Și nu-mi vine să cred, când mă uit la ele, parcă dacă nu, mai ales pe Râmnicu Vâlcea, este foarte greu să-ți găsești un loc de muncă în domeniul tău. Este greu. Într-adevăr. Da. De multe ori, și eu am plecat, dar mă întorc, mă trage așa înapoi rădăcinile și mi-e dor de... Dar și eu am așa speranța că ei se vor întoarce. Eu, datorită pandemiei, m-am întors la Olanu și am făcut lucruri pe care nu credeam că le fac vreodată. Alexandru chiar mă ceartă, mamă, tu acolo așa de mult investești. Și am zis, mamă, vreau să am grădina mea de flori, vreau să am locul meu din cel mai frumos, de rai, da? Pe pământ, așa. Și vreau să mă întorc aici. Mamă, dar tu atât de multe drumuri în toată țara. Nu, aici mă simt cel mai liniștit om de pe pământ. Ce frumos! Doamna Maria, vreau să discutăm așa puțin mai amănunțit și în detaliu despre dumneavoastră, ca să înțeleagă cei care, nu știu, vă apreciază foarte mult cum ați început. Toată lumea este curioasă de succesul dumneavoastră de care ați dat dovadă și o să vorbim imediat în cele ce urmează, dar acum vreau să vă întreb ce zodie sunteți? Sunt fecioară, cu ascendent în Scorpion. Frumos! Și cum vă caracterizați așa ca om? Fecioară, sunt atipică, toată lumea îmi spune, nu, sunt născută într-o zi, nu în același an, cu doamna Mioara cu doamna Laura Lavric și Ilana Ciuculete, prietena ușoară. Și dumnealor sunt un pic mai, au fost, de exemplu, doamna Ilana era mai altfel, mai... Da, era așa mai... dintr-o bucată. Eu, nici ca olteancă, nu mă regăsesc. Toată lumea îmi spune că sunt ardeleancă. Da. Da, că sunteți o fire foarte calmă. Așa. Iar ca Scorpion mă regăsesc în dorința de a demonstra că pot. Frumos. Cred că asta este una dintre caracteristicile Scorpionului.
Doamna Maria, dragi telespectatori, vă invităm să urmăriți horoscopul prezentat de Lili Suciu. Să vedem așa pentru ziua de astăzi ce ne rezervă și vă așteptăm și mesajele dumneavoastră pe Antena 3 Vâlcea cu un mesaj frumos pentru doamna Maria Ghinea. Berbec, este mare agitație pe harta ta astăzi. Sunt multe dispute pe zona relațiilor. Trebuie să îți temperezi impulsurile în acest moment pentru că riști să faci crize de gelozie sau să fii mult prea agresiv și dominant cu cei din jur. Taur, sunteți foarte geloși pe oricine și orice. O să fie o epopee în relațiile voastre, în relațiile cu colegii de muncă, cu șefii. Problema taurului astăzi ține de frica de finanțe, frica legată de ziua de mâine. Taurii se vor calma în momentul în care găsesc soluție la această provocare. Gemeni. Foarte bune decizii de luat astăzi pentru gemeni. Este important să consolidați zona relațiilor sociale, zona interacțiunii umane. Idei și decizii foarte bune în ceea ce privește cariera veți avea astăzi, dar trebuie să aveți grijă că o persoană care vă este vouă superioară se teme de viteza cu care veniți din urmă și o să încerce să vă oprească. Rac, astăzi sunteți extrem de impulsivi în relațiile voastre. Se pot ivi conflicte care sunt iscate din senin și degeaba. Controlați-vă emoțiile pentru că cei din jur nu au nicio vină și nu trebuie să-i transformați în sacul vostru de box. Leu, ești bine susținut pe intuiție în ceea ce privește ascensiunea socială. Leul pavează drumul pentru cariera sa astăzi, clarifică niște semne de întrebare privind un examen, o evaluare, un control și își creează niște alianțe puternice. Fecioară. Astăzi fecioarele sunt în mare formă, se organizează, se mobilizează și va rezolva niște acte sau documente care țin de casă și imobile. Este un moment în care luați decizii importante privind un loc de muncă sau o colaborare cu o persoană cu care veți face echipă și veți avea rezultate foarte bune. Balanță. Ceva nu este în regulă în relația voastră, chiar dacă este frumos sau drăguț, partenerul sau partenera voastră are ceva suspect sau poate chiar voi aveți o problemă. Este un moment în care vă aflați la o răscruce legată de carieră, parteneriat sau afaceri. Deși pare un moment greu și dificil pentru voi, acum se face ordine. Viața voastră se reașează oricât de dureros ar fi. Scorpion. Luați decizii bune la serviciu astăzi, practic faceți curățenie în jurul vostru. Ați permis unor persoane să se infiltreze emoțional în jurul vostru până într-un punct în care vă lipsesc de energie și vă obosesc. Este foarte mare nevoie să îi puneți la locul lor și să vă vedeți de drum. Săgetător. Aveți foarte multă intuiție astăzi vis-a-vis de relațiile voastre în general. Intuiți un loc vulnerabil unde se află călcâiul lui Ahile în relația voastră și aveți ocazia de a remedia această situație. Ofertele care vi se fac astăzi să cumpărați ceva, fie că este mașină sau casă, nu sunt dintre cele mai bune. Capricorn. Faceți o impresie foarte bună astăzi la întâlnirile sociale sau discuțiile de grup. Faceți față cu brio, dar aveți grijă față de prietenii voștri, cărora le veți dezvălui niște lucruri care nu sunt tocmai necesare. Vărsător. Aveți noroc la drumuri, la călătorii. Cerul este bine aspectat pe asimilare de informații noi, pe studii cu rezultate deosebite pe acest plan. Cineva din străinătate sau de o altă cultură decât a voastră vă susține. Pești, astăzi sunteți foarte bine susținuți pe carieră, ascensiune socială și aveți o intuiție de zile mari și comunicați foarte bine cu cei din jur. Puteți să vă consolidați prezența la locul de muncă, iar unii pești s-ar putea să întâlnească o persoană cu care să formeze o relație. Da, dragii mei matinal, noi aici ocupate cu tehnologia n-am apucat să mai ascultăm horoscopul, dar aș dori să o întreb pe doamna Maria. Ce vă împlinește pe dumneavoastră ca om, ca femeie? În primul rând, fericirea copiilor mei și dragostea publicului. Pentru mine, în momentul în care sunt în fața publicului, inima se face cât un munte. Nu mai am nevoie de nimic, sunt cel mai fericit om. Acolo uit de tot și de toate, care sunt și eu un om la fel ca toți ceilalți. Dar atât de fericită, atât de fericită sunt în scenă, cum nici nu vă dați seama. Vreau să pot să ajung în sufletul fiecăruia. Sunt conștientă că nu toată lumea mă iubește. Că aș fi nebună să consider că toată lumea mă iubește. Dar și acel om care nu mă iubește, cumva vreau să îi întorc privirea către mine. Poate că ceva anume îl poate determina să mă asculte și să mă privească. Ce frumos a spus! Eu tot timpul am o vorbă și am spus-o și lui Ilie Dură.
în momentul, chiar dacă nu ești apreciat de toată da, lumea. Uite, să le spunem la mulți ani, pentru că ieri, da, ieri, a fost, ieri da, au fost cei care și-au da, sărbătorit ziua de naștere. Și ce zi cu ploaie ne-a adus Sfântul Ilie, că oricum este aducător de ploaie. Eu am o relație specială cu Doamne, Doamne, și mergând către Colonești am zis, Doamne, prăștie norii ăștia, că oamenii s-au pregătit, au cheltuit niște bani pentru a organiza o sărbătoare frumoasă. Și spre bucuria mea, Doamne, Doamne, iarăși a fost lângă mine și n-a plouat. Ce frumos, da. Deci perioada cât dumneavoastră ați mers spre spectacol, da, m-am rugat să fie timp frumos. Și a fost. Da, a plouat așa, au dat niște strop doar și apoi și-a revenit. Ce frumos. Doamna Maria, cine va descoperi pe dumneavoastră? Știu că în această lume a muzicii ai nevoie de cineva care să te îndrume, să te sprijine ca să ajungi cunoscut. Altfel este mai dificil, mai greu. Eu am cântat de drag și copil fiind, dar cea care mi-a deschis toate ușile televiziunilor naționale și care mi-a dat sfaturi și care o pot considera sora mea mai mare este doamna Maria Dragomirul. Ah, ce frumos, ce doamnă! Suntem prietene de 35 de ani, de când dumneaei cumva m-a ales. Eu în 87 am dat examen la Orchestra Vâlceanca, de aici din Râmnicu Vâlcea. Și am fost foarte mulți. Am fost 50 de soliști pe un loc. Și la barem am rămas eu și cu o fată talentată, blondă, o și văd așa, avea un păr frumos lung și au rămas cumva să aleagă între noi două. Doamna era pe vremea aceea cap de afiș, pentru că în vremea, în vremurile trecute trebuia să ai un cap de afiș măcar să poți să-ți faci planul. Erau niște bani pe care trebuia să-i adunăm și doar cu un cap de afiș. Noi ne-am bucurat de multe capete de afiș și grație domnului Bebe Mihu, soțul doamnei Maria Dragomiroiu. Și au întrebat-o, doamna Dragomiroiu, pe cine vreți să alegem astăzi? Nu ne cunoșteam, nu mă văzuse niciodată, nu, niciodată. Da. Și doamna Maria a spus în felul următor, eu nu cunosc pe asta mică, dar are o voce atât de frumoasă, și dacă o veți alege, va fi un artist al județului Vâlcea. Ah, ce frumos și așa este că ne mulțumim tare mult cu dumneavoastră. Mi-a deschis foarte multe uși, a fost foarte drastică, mi-a spus așa, să știi că te ajut să ajungi aici, dar să nu mă faci de râs. Ah. Și n-am vrut niciodată să o dezamăgesc și n-am vrut niciodată să-i... Cum să-ți spun? Eram exact ca elevul cu profesorul. Am vrut să se mândrească cu mine, am vrut să se bucure de realizările mele și am vrut să, ca acea relație, nu știu, acum este altceva, dar când am cunoscut-o prima dată, mi-a fost frică să intru în cabina dumneaei, cum de altfel și în cabina doamnei Maria Ciobanu, cu care am colaborat foarte mult timp. Nu, erau vremurile și timpurile altfel, cu respect și admirație față de înaintașii noștri. Foarte frumos. Iar dumneavoastră acum ați devenit acel om pentru alți tineri care sunt la început de drum, din ce am văzut da, și urmăresc. Mi-este tare dragă Vasia Oprea, fata, da, o fată pe extraordinară. Pe care o ajut și pe care o consider copilul meu. La fel, același lucru fac cu ea, o ajut să pătrundă în toate locurile unde își dorește. E important să pornești cu dreptul. Am avut un alt copil pe care l-am ajutat și astăzi mă mândresc pentru că este cine colega este? Mea la ansamblul Doina Oltului, Ștefania Strejescu. Da, foarte frumos. Așa. A fost în clasă cu băiatul meu cel mic, cu Dragoș. Cu Dragoș, că de-aia nu? Da. Nu. Și ei am spus, trebuie să fii bună, trebuie să fii silitoare, trebuie să-ți dorești din ce în ce mai mult, la fel cum fac și cu Vasia. Vasia este un copil foarte sensibil. Dacă mi-o imaginez deja, pentru că am avut-o la emisiune și mă uit la dumneavoastră, oarecum aveți și o asemănare, deci nimeni este întâmplător. Să știi că mulți oameni îmi spun, Doamne, dar ce vă asemănați? Vasia parcă ar fi fata dumneavoastră. Asta spun, da. Eu o știu de când era foarte mică. Mergea în foarte multe concursuri.
a fost pregătită de maestru Marin Constantin, dirijorul pe care l-am apreciat din tot sufletul și cu care am lucrat mulți ani. Și dorința ei de a demonstra că poate, când eram mică, era un nod de copil, Doamne, și așa mândră de ceea ce face și așa de mult am iubit-o și o iubesc și o ajut din tot sufletul să meargă pe drumul corect. E foarte important să mergi pe drumul corect. Doamna Maria, dumneavoastră aveți o dragoste aparte pentru Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeul meu e cel mai bun. Dumnezeul meu m-a iubit atât de tare încât mi-a dat a doua șansă de a fi în viață. Dumnezeul meu nu mă lasă niciodată. De-ai ști că, ți-am spus, în viața de zi cu zi sunt un om normal. Și eu am nemulțumiri și eu am neîmpliniri și eu am câteodată socotelile de acasă, nu se nimeresc cu alea din târg. Și mă uit către cer și zic, Doamne, numai Tu ești lângă mine, numai Tu știi acum cum să descurc chițele astea, că le-am încurcat. Nu m-a lăsat niciodată. Dacă lumea asta din jurul meu câteodată m-a dezamăgit atât de tare, El de fiecare dată mi-a întins mâna. Deci nu mai poate. Domnilor și domnilor, urmează un videoclip muzical, după care o să mai discutăm. M-am regăsit foarte, foarte mult în cuvintele doamnei Maria Ghinea și haideți să ascultăm primul videoclip muzical. Greu viața m-a încercat, dar la ea nu m-am lăsat. Jos de câte ori m-a pus, eu m-am ridicat mai sus. Cu credință în Dumnezeu, mi-am ținut de drumul meu. Mi-am șters lacrima pe față și-am mers înainte. Probabil și acest videoclip și această piesă a fost creată în urma experiențelor dumneavoastră.
de viață. Piesele mele au în mare parte mesaj. Nu poți să faci o piesă dacă nu transmite ceva. Și publicul meu este un public, zic eu, total diferit de acelorlalți. Este atât de frumos când primesc un telefon și îmi spune o doamnă: Doamnă, dumneata m-ai făcut să merg mai departe, dumneata mi-ai dat putere și m-ai încurajat să merg mai departe fără niciun fel de probleme. Face parte de pe albumul dinaintea celui pe care l-ai avem aici în mână. Acesta este Nou Nouț. Nou Nouț este un album foarte are o o poveste total diferită de acelorlalte. Eu, spre nefericirea mea, am avut COVID-ul ăsta. Și eu și maestrul Nicolae Botgros. Cum a fost? Cum l-ați, urât. L-ați avut? Urât. Urât. Am avut o manifestare un pic mai dură, agresivă, decât agresivă, da. Decât am avut și colegi care au fost asimptomatici. Dar eu, cum le duc pe toate în spate, așa cum am și un cântec, am avut o formă urâtă. Ați ajuns la spital? Sau? N-am ajuns la spital, dar trebuie să spun că Dumnezeul meu, care nu mă lasă niciodată, a făcut ca în urma unui eveniment să cunosc un medic extraordinar, doamna Claudia Marinaș, de la Spitalul Victor Babeș din Craiova. Era medic de COVID și i-am dat telefon și i-am spus: Doamnă, am aceste simptome. Și mi-a spus: Doamna Maria, aveți COVID. Am luat tratament, am avut, la un moment dat nici aveam curaj să-i spun că saturația mea era 80. Aoleu. Și am depășit. Dar după ce am ieșit din carantină, adică pe 3 decembrie, l-am sunat pe maestru Nicolae Botgros și am zis: Maestre, vreau să facem albumul, atât eu cât și dumneavoastră, iubiți de Dumnezeu fiind, trebuie să demonstrăm că am rămas la fel. Și am făcut acest album care se numește Mă cunosc toți de Marie. Și este foarte frumos și văd aici pe spate pe Vasia, că o aveți pe Vasia. Vasia mea. Da. Vasia mea este și albumul ei de debut. Are o piesă foarte frumoasă. Piesa a fost creată de prietena și colega și cea mai bună prietenă a sufletului meu, Ileana Lăceanu. Și am zis: uite, ți-o dau. Salutăm. Este, o să-ți spun, cel mai bun textier. Este un tot unitar, Ileana, și o spun cu cea mai mare mândrie, pentru că ea este sora mea de suflet și are două fete frumoase și are o viață tumultoasă și e cel mai luptător om de pe pământ. Deci de la dânsa oarecum... Are piesa, da. Linia melodică. Textul este făcut de textierul meu de zeci de ani. Eu colaborez cu Adi Mihu de când am început să înregistrez. Sunt foarte statornică în echipa mea. Domnul Daniel Ijac, cu care la fel colaborez de zeci de ani, domnul Adi Mihu, apoi maestru sufletului meu, maestru Nicolae Botgros, cu care colaborez de 15 ani, este s-ar putea să greșesc, al cincelea album, șasele album cu dumnealor. Văd aici că aveți 17 melodii și aș dori să vă întreb, unde găsesc cei care doresc acest album? Care, bine, n-aveam doresc, să zicem, cei care își doresc să-l achiziționeze. Domnul Daniel Ijac, sigur, are multe, multe centre de distribuție și eu, de fiecare dată când cineva m-a contactat pentru un album, am dat numărul domnului Daniel Ijac. Cu mare drag îl dau, pentru că sunt fericit atunci când oamenii iubesc cântecul meu. Și mama mea vă iubește. Mama mea iubește toți vâlcenii artiști. Atunci dar o să vă las pentru doamna. Doamnă, vă iubesc. Chiar mi-a spus. Aveți un copil, de fapt doi copii, pentru că îl cunosc și pe Damian. Și pe Damian. Și sunteți o fericită că aveți perechi.
Vă mulțumesc din suflet, doamna Maria, și aș dori să citim puțin din mesajele primite de la telespectatorii. Foarte mulți, atâtea mesaje, wow! De la Cosmi, bună dimineața! De la Anton, bună dimineața! De la Ionică, bună dimineața! De la Cristina, bună dimineața! De la Ionela, bună dimineața, dragilor, o zi frumoasă vă doresc, felicitări, Madi, pentru emisiunea frumoasă pe care o reprezinți. De la Adrian Monafu, neața, o zi minunată tuturor, salutare, Mădălina, o salut și pe distinsa invitată, doamna Maria Ghinea. Multă baftă în tot ce face, ce pasiune are invitata în afară de muzică. Îi place sportul? Trebuie să recunosc că nu sunt o sportivă desăvârșită, dar sport fac șofând. Eu sunt azi în Vâlcea, mâine în București, poimine în Pitești, deci sunt foarte activă și mă bucur să fiu alături de cei care mă doresc și în evenimentele private, și în spectacole, și în emisiuni televizate. Mai și râd câteodată. Din dorința mea de a fi alături de publicul meu, căruia îi mulțumesc de fiecare dată când am posibilitatea. De exemplu, mâine o să fiu la București cu Vasile. Da? Da. La o altă televiziune? La o altă televiziune. M-am legat de tineri și mâine o să dau din casă. Ilie Caraș își filmează ziua de naștere și cu mare drag. Este un artist tot la fel. Foarte, foarte frumos educat muzical și îl apreciez din suflet. De unde este? Este din Bucovina. Frumoasă zonă. Da. O zonă foarte frumoasă, da. Doamna Maria. Uitați-vă, mulțumește și mama mea. Și mai avem aici de la doamna Maria Banac. Bună dimineața cu drag, o zi bună și plăcută, vă doresc numai bine. La fel și noi vă mulțumim că sunteți alături de noi, chiar dacă suntem matinale. Vedeți? Și eu rămân uimită, dar uitați că telespectatorii chiar sunt matinal, mai matinal decât noi. Fie că întreburile gospodărești, fie că merg la serviciu și până a plecat la serviciu, uite, ne urmăresc. Sigur își fac cafeaua și mai aruncă cu ochiul către televizor. Da, și cu această ocazie eu zic să facem un fel următor, pentru că nu mai avem foarte mult timp, să vă ascultăm ultimul videoclip muzical, după care ne luăm la revedere. Cu mare drag! Soarta mea nu a fost bună,
viața mea e viața mea și nimeni nu trebuie să aibă treabă cu ea. Și mă lupt cum pot cu ea. Eu așa este un proiect frumos pe care l-am realizat alături de Florin Alexandru, un dirijor tânăr de la București, de care sunt foarte mândră. Este un proiect frumos. Lăutarii Bucureștiului, o orchestră nouă, cu un alt flux. Adică au ceva așa și din actualitate și din orientarea folclorului din trecut. Și autentic, 100%. Da, și mă bucur tare mult. Doamna Maria, pentru că nu mai avem foarte mult timp ce repede! Așa sunt! Da. Un sfat pentru tinerii care își doresc să pășească în acest domeniu. Ce îi îndrumați? În primul rând trebuie să fie talentați, că altfel nu pot face nimic. E foarte important să ai talent, e foarte important să ai un fel. E foarte important să muncești și să nu fii mulțumit niciodată de ceea ce ai realizat astăzi. Și mai este o regulă, toată viața e o școală. Foarte frumos. Doamna Maria vă invită alături de mine să ne luăm rămas bun de la telespectator și în primul rând să vă îmbrățișez și să vă mulțumesc din tot sufletul și din toată inima că ați fost prezentă. M-ați emoționat cu niciun artist n-a făcut și am avut foarte multe interviuri de-a lungul timpului. Eu îți mulțumesc că ai ales ca în această dimineață să fim împreună. Mulțumesc publicului meu drag și trebuie să recunosc că niciodată și nicăieri nu mă simt mai bine decât aici în rădăcina mea, în județul Vâlcea, unde sunt născută. Te iubesc, vă iubesc și Doamne ajută să avem o viață normală. Sentimentul este reciproc și vă aștept din nou la noi la emisiune pe viitor cu, bineînțeles, cu noutăți și vă doresc tot binele și mai ales sănătate și să aveți forță aceasta de care ne dați dovadă zi de zi. Că îi bucurați pe cei care vă ascultă. Mulțumesc din suflet. Uite, poate cumva în septembrie, când o să plinesc 53 de ani, o să o facem împreună aici. M-aș bucura și m-ar onora din tot sufletul acest aspect și m-am făcut piele de găină, așa cum spuneam, da, cu drag să am această onoare. Dragi matinali, aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Ne luăm rămas bună, cu bucurie, cu suflet. Cu sufletul acesta am plinit că am avut astăzi alături de mine pe doamna Maria Ghinea. Mâine o avem invitată pe doamna Maria Ghiordunescu, psiholog cu subiecte foarte interesante, așa că stați aproape de noi. Vă dorim toate cele bune și o zi minunată!